Schimbările din domeniul auto prin viteză, permisul de conducere, așa cum îl știm, e pe cale de dispariție. Mașinile vor avea cutie neagră de anul acesta, iar șoferii agresivi vor fi disciplinați cu pedepse și mai dure. Toate acestea sunt planurile Comisiei Europene. Florin Căruceru vine cu explicații. Clasicul permis de conducere ca un card ar putea fi înlocuit cu un document digital care va conține informațiile personale, categoria de vehicule și fotografia titularului. Șoferii îl vor prezenta polițiștilor pe smartphone. Dacă va fi adoptată, regula va fi obligatorie pentru toate țările Uniunii Europene. În același timp, Comisia Europeană este îngrijorată de numărul mare de accidente rutiere. Vrea să le reducă prin legi mai aspre. Depășirile periculoase, parcările ilegale sau conducerea pe sens interzis ar putea fi considerate infracțiuni. Șoferii ar putea fi condamnați inclusiv la închisoare în funcție de gravitatea faptei. Propunerile urmează să fie analizate. În acest moment nu există un termen pentru punerea lor în practică. Până atunci vom fi martorii altei schimbări. Producătorii auto vor dota din iulie toate mașinile cu o cutie neagră cum au avioanele. În cazul unui accident, dispozitivul va oferi polițiștilor și industriei auto informații care ar putea îmbunătăți sistemele de siguranță în caz de impact.